Candidații PRM la funcțiile de primar au fost îndemnați de liderii partidului să lupte cu adversarii politici și astfel să dovedească faptul că formațiunea politică fondată de Corneliu Vadim Tudor, deși a trecut prin momente dificile, trăiește. Partidul nostru nu a fost niciodată la guvernare și nu a luat parte atât de fără de legile care s-au întâmplat în România în ultimii 26 de ani, că suntem un partid de oameni cinstiți, curați, care luptăm pentru poporul român, pentru independența și suveranitatea patriei și pentru restabilirea drepturilor poporului român asupra bogățiilor țării, pentru realizarea unei țări care să aibă un program de sănătate, de învățământ și de cultură corespunzător și să ne putem apăra împotriva oricăror celor care ar atenta la viața noastră. Președintele organizației județene este încrezător că la scrutinul din iunie partidul va dovedi prin rezultatele obținute că există pe scena politică locală. Partidul România Mare, filiala Olt, va trece cu brio pragul electoral impus de legea electorală. PRM Olt a lansat astăzi în cursa electorală 28 de candidați la funcțiile de primari. Printre cei anunțați se numără și fostul ziarist Cristian Bughea. El a intrat în competiția pentru primăria Slatina.